ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 250 de biciclete pentru elevii din Dofteana. Sistem complet de alimentare cu apă la Gura Văii. O nouă premieră la Teatrul Bacovia. După o muncă susținută de ani de zile, iată că primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, poate culege roadele. Comunitatea pe care o conduce beneficiază de un sistem nou, modern, de alimentare cu apă. Apa e o resursă, zic eu, indispensabilă în zilele noastre, în condițiile în care județul Bacău se confruntă cu un fenomen de secetă pedologică foarte acută, ca să spun așa. Asta a fost și motoul campaniei trecute, dacă tot vorbim de campanie electorală, era vorba de apă pentru toți. Mie acum în comună mi se spune primarul care aduce apa. Ce frumos! Semn de prosperitate apă, nu? Da, apa înseamnă belșug, apa înseamnă prosperitate. Apa înseamnă viață. Fără mâncare nu. O mai duci câteva zile, dar fără apă nu o duci. Iată că la momentul la care astăzi discutăm, de asta vă și spun că nu sunt în campanie electorală, pentru că vreau să văd 2200 de gospodării în luna iunie racordate la sistemul de alimentare cu apă potabilă, iar lucrul ăsta va deveni o certitudine. Mai sunt doar 200 de locuințe de branșat pentru a avea apă potabilă 100% în comuna Gura Văii. Nu știu câte comune se pot lăuda cu acest lucru în condițiile în care apa a devenit o necesitate acută în ultima perioadă. Vreau să ați anticipat următoarea întrebare, vreau să vă întreb care ar fi stadiul, pentru că v-aș ruga să facem un scurt istoric și nu pornind din mandatul dumneavoastră, pornind mai din spate, pentru că nu vă numărați printre primarii care a găsit așa la sertar un proiect de apă, bani în bugetul local, uite ăștia sunt banii și hai să facem, să implementăm proiectul. Dimpotrivă, cred că ați găsit o gaură mare care a trebuit, mă refer la bani, pe care a trebuit să o acoperiți. Au fost multe probleme, multe ițe încălcite, ca să fiu elegant în exprimare, în ceea ce privește proiectul de alimentare cu apă, o rețea de apă în pământ fără a putea fi folosită, de ani de zile îngropată, atenție, o situație de asta așa gri spre negru. Eu niciodată, și ați observat, cred că nu mi-am asumat lucruri care nu îmi aparțin, dar vreau să clarific de la bun început că alimentarea cu apă în cele 5 sate pe care am încheiat-o și este recepționată în luna februarie a fost un proiect al vechii administrației, dar un proiect deficitar ca și naștere, ca și concepere, pentru că făcea discrepanță sau văduvea, să spun așa, anumiți locuitori. Vă dau un exemplu. În satul, avem și imagini, să știți. Dă drumul la imagini. Le puteți derula pe măsură ce am înțeles. Explic. O să rog regia să dea drumul la imagini. Lucrările sunt de un mare deranj. Lucrările sunt de un mare deranj. La momentul de față nu mai sunt atât de deranjante. Așa cum vă spuneam la început, în 2016, fosta administrație reușește o finanțare prin PNDL 1, Programul Național de Dezvoltare Locală 1, de a obține o alimentare cu apă în cele 5 sate, dar incompletă, respectiv în satul Capăta parțial, în satul Dumbrava preferențial, în satul Temelia preferențial. Nu cuprindea anumite tronsoane importante din drumul județean 119, care este cel mai aglomerat ca și locuințe, plus alte zone mai îndepărtate pe care au hotărât să nu le branșeze la apă. A doua problemă a fost că s-a desemnat constructorul, s-a emis autorizația de construire, constructorul a lucrat un an de zile, a îngropat un anumit număr de kilometri de conductă în pământ, după care a plecat. Din 2018 până în 2020, fosta administrație nu mai face niciun efort de repunere pe făgaș a proiectului. Când l-am preluat în 2020, autorizația de construire era expirată, nu mai putea fi prelungită. Sumele, vă dați seama că în 2016 s-a licitat pe un anumit deviz general,
care nu mai era valabil sub nici o formă în 2020, mai ales că a fost pandemia și prețurile au bubuit la material de construcție. Și m-am confruntat cu problema actualizării devizului. Noi l-am actualizat, că nu e greu de actualizat să vorbești cu un proiectant să spună ce ar însemna să termini proiectul la zi. Așa. Dar când mi-a spus ce presupune, era să-mi stea inima în loc. Deci. Că era vorba de 33 de miliarde diferență de la cât aveam de la minister până la cât aveam nevoie ca să pot începe lucrarea. Mai mult decât atât, ca să poți să vezi ce s-a făcut, cum s-a făcut, aveai nevoie de o expertiză tehnică. Am făcut expertiză tehnică. Expertiza tehnică a concluzionat că 53% din conducta băgată în pământ a fost băgată doar de formă și trebuie înlocuită. Nu a rezistat problemele de presiune. Aoleu. M-am dus la Ministerul Dezvoltării și mi-au spus, domnul primar, noi v-am decontat 11 miliarde, alți bani nu mai vedeți. Noi nu putem dublu deconta. S-au decontat de două ori. Exact. Mi-a spus, recuperați prejudiciu de la constructor. Ial de unde nu-i, că era în insolvență. Și apoi am început, ușor, ușor, să căutăm bani în bugetul local, care era minus 12 miliarde de plătit pe la rotunda, și a intervenit providențial Consiliul Județean Bacău, printr-o asociere, unde ne-au ajutat cu 22 de miliarde, respectiv 2/3 din suma care aveam nevoie. Iar 11 miliarde a fost efortul bugetului local. De unde ai, de unde n-ai din taxe și impozite, pui banii. Abia după ce acesta a luat, a fost adunat și încropit, am putut să dau drumul la construire. În luna februarie, alimentarea cu apă în cele 5 sate a fost recepționată cu proces verbal de recepție atenuare a lucrărilor, introdusă în patrimoniul comunei, iar ceea ce vedem acum în derulare reprezintă două investiții care mi-aparțin în totalitate. Ce am văzut noi acum în imagini, în fotografii, da, dacă văzut, rog colegul să dea drumul. Ce ați văzut în imagini sunt două investiții care aparțin administrației pe care eu o conduc după anul 2020. Este o extindere de apă pentru satele Capăta și Gura Văii prin programul național Angel Salini în valoare de 6,4 milioane de lei și pentru a nu văduvi ce v-am povestit mai devreme, locuitorii de la drumul județean 119, Temelia Dumbrava, încă 144 de suflete de gospodării, din bugetul local, o altă lucrare de extindere de 1,6 milioane. Asta vedeți acum în lucru și aceste două lucrări vor asigura accesul la apă potabilă pe întreaga comună. În esență, eu am derulat în perioada mandatului alimentare cu apă în 6 sate din 6. Teatrul Municipal Bacovia a prezentat o nouă premieră, spectacolul Audiția de Alexandru Gali. Regia artistică și conceptul de imagine îi aparțin ieșanului Octavian Jighirghiu, care montează pentru a doua oară în Bacău. Mi se pare că textul, chiar dacă vorbește despre situația anilor 90 după căderea blocului comunist, are extrem de multe ancore în realitatea prezentului, după aia pentru că trupa băcăoană e o trupă cu care trebuie să faci performanță și cred că s-a văzut asta pe scenă. Nu în ultimul rând, pentru că eu personal iubesc acest text de când am avut ocazia să-l fac într-o formă mai mică, redusă, cu studenții mei ca examen de licență. Și am spus că acum am ocazia să-l fac la scară mare pe o scenă de teatru profesionist. Mulțumit de trupa băcăoană? Extrem de mulțumit. Extrem de mulțumit și nu o spun de complezență, este pur și simplu un colectiv de actori care are meciuri în ghete, cum se zice la fotbal. Adică se vede clar că atunci când dai o partitură actoricească unuia dintre actorii de aici, face tot ce poate să scoată, nu știu, să scoată din nămol, din țărână, să scoată aurul, să scoată briliantele. Și toți au făcut, fiecare dintre ei și-a construit rolul după nu foarte multe indicații din partea mea, au venit cu propuneri, s-au mobilizat extraordinar pentru că le-a plăcut de la început ideea proiectului, textul, de mine probabil, nu știu. Alexandru Galin a scris Audiția în urma unei situații reale din anii 90. Doi japonezi au închiriat sala teatrului, unde era angajat și dramaturgul în vederea selectării de tinere femei pentru piața muncii din Japonia. Textul radiografiază mentalități și comportamente născute în siajul complexului de societate second hand. Actorii sunt la înălțime. Fiecare dintre ei excelând în crearea personajelor, fapt ce atestă încă o dată faptul că Bacăul are cu ce defila pe scena artei teatrale. Salut în primul rând
prezența acestui text în repertoriul Teatrului Municipal Bacovia. Autorii ruși îmi pare rău, dar nu se desmint niciodată de talentul lor, de ce au în spate, ce dramaturgi mari au în spate, și uitați că urmează foarte, foarte bine. Octavian și Ghergiu colaborează a doua oară cu teatrul nostru. A fost o echipă mare. Ceea ce am apreciat eu, și acum vă fac o mărturisire, ceea ce am apreciat în realizarea acestui spectacol a fost faptul că Octavian și Ghergiu a reușit să reunească trupa. Am vrut să eu spun personal, dar uite, acum eu spun public. Mulțumim, Tavi. Da, cu acest spectacol ai reunit trupa Teatrului Bacovia. O pauză de vreun an de zile de la ultima mea premieră. Am zis să venim și cu un astfel de spectacol pe scena băcoană. Un spectacol destul de dificil și de greu. Un text minunat, ofertant, dar am fost o echipă extraordinară și s-a văzut lucrul ăsta împreună cu partea tehnică, echipa de producție, Tavi, Alice, Aurel, scenografie și toți ceilalți și colegii mei minunați. Iată că cred că am adus o bucurie în această seară publicului băcăuan și așteptăm un număr cât mai mare, așa cum fac în ultima vreme, în sala de spectacol. A venit Tavi, Octavian și Ghergiu, regizorul, și mi-a readus aminte de copilăria mea. A fost o experiență minunată. Destul de ușor. Google Translate își face toți banii. M-a ajutat foarte mult și, bineînțeles, clipuri pe YouTube, să prind accente, să prind, nu știu, poziții mai puțin. Am încercat totuși să-l fac așa, mai spre european. Dacă aveam un costum de samurai, probabil atunci era cu totul și cu totul altceva. Așa fiind un costum clasic și ei, până la urmă, se comportă ca niște oameni, nu ca niște samurai. La orice spectacol lucrez nu este nimic greu, este creativ. Întotdeauna apar schimbări și facem în așa fel încât să aducem o imagine potrivită atmosferii spectacolului. De ce acest decor? Acest decor a fost gândit, îi spunem, cinematic, și de aceea lumina este gândită cinematic. Și facem în așa fel încât spectatorul să perceapă cea mai bună atmosferă prin intermediul luminii și al decorului. Audiția este o piesă care nu trebuie ratată în această stagiune a Teatrului Municipal Bacovia. La școala gimnazială Scarlat Longhin din Dofteana au fost distribuite către elevii școlii și structurile acesteia un număr de 250 de biciclete în cadrul proiectului național Pedale Salvatoare. Noi suntem de la Asociația Pastel, suntem o organizație non-profit care face proiecte lunare. Sloganul nostru este "Nici o lună fără o faptă bună" și în fiecare lună încercăm să aducem bucurie în diverse domenii, cum ar fi sănătate, mediu, educație, incluziune socială. Astăzi suntem la a treia ediție a proiectului Pedale Salvatoare, proiect în care vom oferi biciclete copiilor din cadrul acestei școli și școlile aferente, anexate școlii principale. Vom oferi aceste biciclete pentru copii, elevii care nu au cu ce să ajungă la școală. Suntem bucuroși că putem să facem o diferență și că putem să-i sprijinim și că putem să punem puțin umărul în a avea acces la educație alături de partenerul nostru și sperăm că astăzi să fie un succes. Știm că ne așteaptă, ne-am pregătit, lucrăm de foarte mult timp la acest proiect, este un proiect de care suntem foarte mândri. Și abia așteptăm să trecem la treabă astăzi. De ce Dofteana? Bănuiesc că a desfășurat activități similare în mai multe localități. Unde și de ce Dofteana astăzi ai?
Este a cincea localitate. Aici, pentru că sunt mai mulți elevi, elevi care au nevoie de sprijinul nostru, există microbuze pentru cei mici și atunci sprijinul trebuie să vină pentru copiii care își vor continua studiile chiar și după clasa 8-a, pentru că cel mai apropiat liceu este la 10 km și atunci trebuie să le susținem educația pe termen mediu și lung. Felicitări pentru inițiativă, este un lucru remarcabil și faptul că vă alăturați actului educațional, de fapt susțineți desfășurarea actului educațional. Cum găsiți copiii din Dofteana, așa ca și pe final de interviu? Nerăbdători și bucuroși, entuziași, sunt foarte fericiți, iar noi ne încărcăm cu lucruri de genul acesta în implementări, să fim alături de copii, este minunat. Acest proiect cu rol de intervenție comunitară pentru reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar este inițiat de către Asociația Pastel, în parteneriat cu Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, coordonator local Țifre Alenuța, mediator școlar și profesor de religie. Primăria Comunei Dofteana, reprezentată de primarul Ioan Bujor, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Centrul Județean de Resurse Asistență Educațională Bacău. Noi, Primăria Comunei Dofteana, suntem în partener cu această asociație pe care ați văzut-o și dumneavoastră, numită Pastel România, care ei sunt din București și la rândul dumnealor au un sponsor, Societatea Comercială Carrefour, și mai sunt câteva societăți și nu aș vrea ca să le spun în numele, întrucât sponsorul principal este Carrefour România. Deci acest proiect pe care dumneavoastră l-ați văzut, care noi suntem în parteneriat cu școala, cu Asociația Pastel, care Asociația Pastel au condus proiectul respectiv, s-a stabilit că ne vor da 236 de biciclete, dar faptul că au vizualizat toate drumurile județiene, drumul național, drumurile de utilitate comunală din localitatea noastră, au ajuns la concluzia să ne mai dea peste cele 236 încă 14 să facă 250. La nivel de România suntem 4 localități printre care am beneficiat de acest proiect, dar acest proiect noi am fost pe locul întâi, nouă ni s-a dat din 400 de biciclete, ni s-a dat 259, celelalte le vor împarte la alte localități care sunt subclasate sub Primăria Comunei Dofteana. Noi, Primăria Comunei Dofteana, în baza unei hotărâri a Consiliului Local, am hotărât să asigurăm materialele necesare pentru rastelele de biciclete, care aceste rastele vor fi construite. Primul model a fost făcut de către angajații contractuali a Primăriei Comunei Dofteana și vor continua să le construiască acei fochiști și muncitori contractuali de la Școala Scalar Logii în Dofteana, că slavă Domnului sunt mulțișori, inclusiv cu sprijinul nostru, pentru că acum le-au venit stocurile de lemne și o să-i ajutăm și cu noi în mare măsură ca să le finalizeze cât se poate de repede, dar la ora actuală deja avem o parte din ele construite. Domnule primar, constat că Dumnezeu iubește mult copiii acestei localități, pentru că iată un ajutor nesperat, o susținere pentru a avea, să zicem, ajunge la actul educațional în condiții bune, în condiții sigure. Era și microbuzul școlar, dar această modalitate și prin oferirea acestor biciclete este mai mult decât o susținere. Sigur că da, doamna, știm cu toții și toți am studiat Biblia, viața este un dar de la Dumnezeu. Darul de la Dumnezeu și binecuvântarea de la Dumnezeu a venit ca eu să fiu conducătorul acestei comunități, ales de către majoritatea cetățenilor din Dofteana, și prin darul de la Dumnezeu, faptul că eu sunt astăzi în localitatea care mă aflu și conduc, am avut o relație cât se poate de bună, atât cu această asociație numită Pastel, cu conducerea școlii, din școlilor, să spunem așa, din toată localitatea, cu toate cadrele didactice, am pus umărul împreună cu dumnealor și rezultatele se văd, după cum observați și dumneavoastră. Deci există o gură de oxigen, această bicicletă care o primește fiecare copil, dar criteriile au fost fixate de către Asociația Pastel, pentru că dumnealor prima dată au fixat niște criterii, apoi s-au gândit iarăși la alte criterii, vrea să nu le dea la cei de clasa 8, apoi au stabilit între clasa 4 și clasa 7 și apoi clasa 8. Deci cu privire la repartizarea lor, eu ca primar a Comunei Dofteana nu m-am implicat, că nu era deci treaba noastră. Probabil vor fi și nemulțumiți, pentru că nu-i poți mulțumi deci, pe toți, dar repartizarea lor nu-mi aparține.
Elevii beneficiari au fost selectați în baza unor criterii bine stabilite de către Asociația Pastel, împreună cu reprezentanții unității de învățământ. Bicicletele au fost primite cu titlu gratuit, nefiind percepute niciun fel de taxe. Beneficiarii au mulțumit sponsorilor fără de care acest proiect nu ar fi fost posibil. Ne bucurăm tare mult că astăzi avem ocazia să le oferim acestor copii minunați 250 de biciclete, prin care să îi ajutăm să ajungă mai ușor la școală, pentru că, din păcate, pentru mulți dintre aceștia, distanțele de acasă până la școală sunt adevărate călătorii dificile. Bicicletele acestea pe care le oferim astăzi pentru noi reprezintă mai mult decât un mijloc de transport, sunt chiar un simbol al dorinței noastre de implicare și al angajamentului pe care noi ni-l luăm pentru susținerea educației și pentru îmbunătățirea calității vieții în comunitățile defavorizate. Este remarcabil, senzațional ce aș putea spune că se întâmplă, dar bănuiesc că nu sunteți la prima acțiune de acest fel. De ce Dofteana azi și câte astfel de acțiuni ați mai făcut? Sunt foarte multe acțiuni pe care noi le desfășurăm în fiecare an pentru susținerea comunităților defavorizate. Avem o politică de solidaritate și sustenabilitate axată pe trei piloni principali de acțiune: educație, comunitate și mediu, pe fiecare dintre el cu proiecte dedicate pe care le susținem pe termen lung. Deci Dofteana este o comunitate foarte mare, este o școală mare care primește copii din foarte multe comunități din împrejurime, din zonă, iar așa cum spuneam, din păcate sunt extrem de mulți copii care sunt nevoiți ca să parcurgă distanțe lungi până la școală, iar împreună ne dorim să reducem abandonul școlar până la urmă. Cu alte cuvinte, puneți umărul la susținerea actului educațional și de ce nu pentru un viitor mai bun, pentru că tinerii reprezintă viitorul nostru de mâine. Tinerii reprezintă viitorul nostru de mâine, iar toți acești copii minunați pe care îi avem astăzi în jurul nostru, pentru noi sunt adevărate modele de curaj și de perseverență. Așadar, ne bucurăm tare mult că astăzi avem ocazia să facem parte din călătoria lor. Cu ocazia implementării acestui proiect, Primăria Comunei Dofteana a achiziționat materialele necesare pentru realizarea de rastele pentru biciclete. Acestea au fost realizate de către angajații auxiliari ai școlii și angajații contractuali ai primăriei. Le transmitem și noi elevilor să le stăpânească sănătos și să le țină fără incidente. Țin să felicit și eu conducerea Primăriei Dofteana pentru implicarea în acest proiect, alături de Fundația Pastel și alături de sponsorul principal Carrefour România, proiect prin care 250 de copii ai comunei beneficiază de o bicicletă oferită gratuit, o bicicletă care va face ca toți copiii beneficiari acestui proiect să se dezvolte frumos, să se dezvolte sănătos. Un lucru remarcabil, de altfel, evenimentele frumoase parcă s-au adunat așa, am înțeles domnul primar că urmează o primăvară cu multe evenimente, mai ales că bate la ușă și ziua copilului, chiar dacă e campanie electorală, totuși ziua copilului va rămâne ziua copilului. Da, într-adevăr, la Dofteana se petrec lucruri frumoase și cred că și 1 iunie, de ziua copilului, chiar dacă, cum spuneați dumneavoastră, ne aflăm în campanie electorală, aici în Dofteana se vor desfășura activități atractive și îl îndemn pe domnul primar, ținând cont că este beneficiarul acestui proiect frumos, să organizeze o competiție de biciclete și aici îl sfătuiesc să ia legătura cu cei de la Clubul Municipal Moinești, club sprijinit de fiecare dată de Consiliul Județean Bacău, în vederea organizării unei acțiuni pentru copii cu ocazia zilei lor de 1 iunie. Am remarcat că în calitate de consilier județean ați fost nu mereu aproape. 99,99% din timp ați fost așa pe teren, alături de domnul primar și de comunitatea dofteană. Da, într-adevăr. În calitate de consilier județean am ales să fiu alături de locuitorii comunei Dofteana și nu numai, ci pe toată Valea Trotușului, de la Ghimeș până la Onești. Sunt aproape de toți primarii și de toate comunitățile pe care dumnealor le păstoresc, pentru că numai așa, fiind aproape de oameni, le înțelegem nevoile și încercăm pe cât posibil să le fim aproape și să le rezolvăm aceste nevoi.
Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 16 aprilie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 29 de grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 11 grade Celsius. Miercuri, 11 aprilie, vremea se menține rece. Cerul va fi noros, vom avea parte de ploi pe tot timpul zilei. Maxima zilei ajunge până la valori de 13 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.